ziua sau bună dimineața sau bună seara, nu știu când voi pune acest tutorial sus pe grup. Sunt Tatiana Andrieș și astăzi vă voi arăta un nou mod în care putem decora ouă de polistiren sau ouă de scârț, cum le numim noi, într-un alt mod, nu doar lucrate cu croșetul. După cum vedeți, aici am ouă și mai mici și mai mari, decorate în diferite moduri. Eu vă voi arăta astăzi acest mod în care putem obține aceste ouă frumos colorate. Știu că toate dintre dumneavoastră croșetează, ori sunt experte în croșetat, de aceea vreau să vă prezint acest mod mult mai ușor, în care puteți decora apoi cu aceste ouă aranjamentele pe care le puteți face pentru sărbătoarea Paștelui. Pentru aceasta avem nevoie de aracet, de glitter în pulbere. După cum vedeți, aici eu am trei culori, am pregătit, și de mărgeluțe foarte mici, foarte, foarte micuțe. Cred că fiecare dintre dumneavoastră aveți așa ceva. Avem nevoie de scobitor, avem nevoie de un suport pe care să punem apoi ouăle pentru a se usca. Și, bineînțeles, după cum vedeți, de o pereche de mănuși, de un penel, de cel cu care lucrați de obicei când apretați lucrările dumneavoastră. Eu voi începe și vom lucra mai întâi și mai întâi în acest mod. Deci am fixat oul pe un scobitor, după care voi pune aracetul și vă voi pune un pic de aracet aici. Sper să nu tac acum. Și acum voi întinde aracetul pe întreaga suprafață a oului, în felul acesta. Voi prinde de scobitor, de scobitoare, cum vreți să spuneți. Vom îmbiba bine peste tot cu aracet. După ce am făcut acest lucru, voi lua glitterul în pulbere și voi pune pe ou. Și presăra în felul acesta. Pe întreaga suprafață. De aceea am pus și acest șervețel de desubt. Să nu murdărim locul unde lucrăm. Este cel mai ușor mod de a decora acest tip de ouă. Este accesibil tuturor. Deci am pus un pic de glitter.
trece oul prin aceste mărgelute foarte, foarte micuțe. Deci ele se lipesc ușor. Depinde și cât de mult dorim să le acoperim, dorim să le facem cât mai frumoase. Este nevoie de un pic de răbdare, de un pic de îndemânare, nimic altceva. Dăm mărgeluțele deoparte și voi pune oul pe acest suport pe care ați văzut că l-am pregătit din un suport din de scârț, în care scobitorul intră foarte ușor. Și acum voi încerca să pun un pic de glitter de altă culoare. Cum vedeți, acesta este rezultatul. Iar acum, dacă vrem să îi dăm o notă mai elegantă, o notă mai autentică, să spunem așa, putem folosi și mici floricele dintre acestea pe care le găsiți în magazin. De fapt, toate acestea le găsiți în magazin, care apoi vor veni aplicate pe ou. Pentru a aplica acestea va fi nevoie de un pic de lipici lichid. Vă voi arăta și modul. Nu este greu, este foarte ușor. Le putem decora cu orice culoare dorim și, așa cum vă spuneam, vor avea un aspect foarte frumos, vor fi foarte atrăgătoare. În momentul în care se vor usca, bineînțeles, nu va fi nicio problemă cu ceea ce am lipit pe ele, pentru că va fi totul fixat. Rachetul ne ajută să ținem totul fix, fără nicio problemă. Lipitul meu nu vrea să iasă. Și acum. Așa cum vă spuneam, din loc în loc putem să punem aceste mici floricele, dar floricelele vă sfătuiesc să le lipiți după ce oul este uscat. Voi face un alt ou mai simplu, fără să folosesc mărgeluțe, pentru că este un alt mod, doar cu glitter. Vă dau un pic de o parte de aici. Vă
Voi pune din nou arachet. Acesta este modul cel mai simplu în care puteți face decorațiuni. Eu am decorat foarte multe în felul acesta. Sunt de efect. Și apoi, bineînțeles, cu acest tip de ou decorat în acest mod. Știu că în anumite părți ale României se face ramul de copac împodobit cu ouă. Acestea sunt foarte, foarte frumoase pentru a fi pentru acel tip de decorație. Acum voi pune din nou glitter. Voi lucra din nou cu un pic de roșu. De o parte. Un pic de cealaltă. Am pus acest fel de fel de desubt pentru că după aceea voi recupera ceea ce cade. Nu este nevoie să aruncăm. Vom pune din nou în sticluță. Acum voi pune un pic de altă culoare. Uitați-vă. În același mod, după ce ouăle s-au uscat, puteți atașa fie mici mărgeluțe, fie, așa cum ați văzut, că v-am arătat, mici floricele. Dacă nu, puteți face alb simplu. Sau decorat în mai multe culori, o variantă de culori, indiferent de plăcerile dumneavoastră pe care le aveți, modul în care doriți să apară acestea. Nu vă zgârciți cu arachetul pentru că este nevoie să fac bine legătura, să se lipească bine glitterul și mărgeluțele. Și apoi puteți face diferite jocuri, chiar așa cum ați văzut ceea ce v-am prezentat. Vom face, dați-vă doar pe partea din vârf, vom pune culoarea albastră. Felul acesta. Apoi putem aplica culoarea roșie. Dar pe o parte. Felul acesta facem anumite jocuri.
acesta este un mod foarte, foarte interesant în care puteți decora, vă prinde, vă ia foarte puțin timp. Și apoi din nou aici ne vom juca cu albastru, pentru că practic ne jucăm. Dacă lucrați în mai multe culori și se întâmplă așa cum lucrez eu, că s-a format aici pe șervețel această amestecătură de culori. O putem recupera și în alt mod. Și vă arăt imediat modul în care o putem recupera. Voi lua din nou un nou, bineînțeles, apoi pe acestea, așa cum v-am spus, puteți atașa paiete, puteți atașa mici floricele, ceea ce doriți dumneavoastră, mărgeluțe, pentru a recupera ceea ce am aici. Acum mă voi juca în alt mod, voi pune din nou aracet. Din nou o cantitate considerabilă, să spunem așa. Voi aplica peste tot, pe întreaga suprafață a oului. Aici unde este scobitorul, se poate aplica apoi o mică o mică fondiță cu care apoi aceste ouă le puteți pune pe ramul pe care doriți să-l împodobiți. Acestea sunt de mare efect, așa cum vă spuneam. Iar acum, pentru a recupera ceea ce am pus aici, mă voi juca în felul acesta. Vedeți? Și astfel voi prinde tot ceea ce a căzut pe șervețel. Voi vedeți ce efect are. O multitudine de culori, o multitudine de idei vă pot veni în felul acesta. Eu știu că se găsește glitterul lichid și glitterul în pulbere și acasă în România, nu doar cel lichid. Nu vi-l sfătuiesc pe cel lichid, pentru că cu acela riscați să se degradeze oul. Substanța care o conține face ca scârțul să se dezintegreze, să se topească practic. Și uitați-vă, în felul acesta putem obține frumoase ouă decorate. Acestea, cum vă spuneam, mai mult pentru doamnele nou începătoare care nu croșetează chiar atât de mult sau nu le iese perfect ceea ce croșetează. Uitați-vă că este o altă modalitate în care să decorăm frumoase ouă pentru aranjamentele noastre. Aveți aici câteva moduri în care v-am prezentat cum putem decora cu glitter, cu mărgeluțe, cu paiete.
să vă placă și sper să îmbrățișați și acest mod de lucru. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sunt Tatiana Andrieș și ne vom reîntâlni. O zi frumoasă tuturor!